Bilanțul din acest sezon al basketului sătmărean e unul dezastruos. Gurile rele spun că ne așteaptă un meci greu mâine la Oradea, o echipă imprevizibilă care în condițiile date ne poate pune probleme. În plus, joacă acasă, iar diferența din clasament este una mică, locul 13 Gazdele și 11 CSM-ul. Oare unde ar fi fost această echipă cu un antrenor experimentat, pentru că resurse sunt, dar nu există idei în joc. Și nu o spunem noi, ci oamenii care mănâncă basket pe pâine. În fine, vinovatul nu este de găsit, dar ceea ce este trist reprezintă faptul că în aceste condiții echipa de basket este aproape de o moarte clinică și nu spunem asta pentru a supăra pe cineva, ci acesta este cruntul adevăr. Referitor la meciul de mâine din sala Antonio Alexe, partida începe la ora 17, va fi arbitrată de Cosmin Prișcă din Mediaș și Cristian Trofim din Timișoara, comisar FRB ungurian Cristian din Brașov. Delegația sătmăreană va porni la prânz spre Oradea cu 9 senioare plus o junioară. O victorie mâine la Oradea ar mai spăla din rușinea startului dezastros din acest sezon. Cu doar 2 victorii în 8 etape, nu poți emite pretenții la accederea în play-off, din păcate.